noiembrie am fost la teatru. S-a jucat Filatca, prostănacul rus. Am râs foarte mult. S-a mai jucat și un vodevil cu niște cuplete foarte amuzante la adresa avocaților și mai ales la adresa unui registrator de colegiu. Vodevilul i-a scris foarte liber, încât m-am mirat cum i-a dat drumul cenzura. Despre negustori spunea de-a dreptul că înșală lumea, iar fiii lor sunt niște desfârnați și se vâră între nobili. Și despre ziariști s-a cântat un cuplet foarte amuzant. Spunea că le place să bagiocorească tot și autorul cupletului cerea apărare publicului împotriva lor. Da. Scriitorii de azi scriu bucăți foarte amuzante. Îmi place să merg la teatru. Cum am un ban în buzunar, nu mă pot stăpâni să nu mă duc. Dar printre funcționarii noștri sunt și unii porci. Nu s-ar duce mujicul la teatru nici în ruptul capului, doar dacă i-ai dat bilet gratis. O actriță a cântat foarte bine. Mi-am amintit de un canalie din mine. Taci, 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 taci. 9 noiembrie. M-am dus la minister la ora 8. Șeful de birou s-a prefăcut că nu vede că am sosit. Din parte m-am purtat ca și cum n-ar fi fost nimic între noi. Am cercetat și controlat hârtiile. Am ieșit la ora 4. Am trecut pe lângă locuința directorului, însă nu s-a arătat nimeni. După masă am stat mai mult culcat. 11 noiembrie. Azi am stat în cabinetul directorului și am ascuțit lui 23 de pene, iar ei... excelenței ei 4 pene. Grozav, îi place șefului să aibă cât mai multe pene. Ce cap trebuie să aibă. Tace el, dar capul lui cred că judecă toate. Aș vrea să știu la ce se gândește mai mult. Ce anume s-o fi petrecând în capul acesta? Aș vrea să cercetez mai de aproape viața acestor domni. Toate șiretlicurile și barașeturile lor de curteni, cum se poartă și ce fac în cercul lor. Iată ce aș vrea să știu. M-am gândit de câteva ori să încep vorba cu excelența sa, dar firar al dracului nu mă ascultă limba. Spui doar dacă e cald sau dacă e frig afară și mai mult decât atât nu pot rosti absolut nimic. Aș vrea așa de mult să mă uit în salon, unde ușa e deschisă numai câteodată. Și apoi încă într-o cameră care e dincolo de salon. Ce aranjament bogat, ce oglinzi și ce faianță. Aș vrea să pot privi în cealaltă aripă, unde se află excelența ei. Acolo aș vrea să privesc, să văd cum îi sunt aranjate în budoar borcănașele, sticluțele, florile, asupra cărora te temi chiar să și sufli, cum îi stă aruncată rochia, care seamănă mai mult aer decât a rochie. Aș vrea să o privesc în dormitor. Acolo cred că e o minune, un rai pe care nici în cer nu-l găsești. Să văd scăunelul pe care își pune ea piciorușul când se scoală din pat, cum își trage ea pe piciorușul un ciorap ca zăpada. Ai, ai, ai,